Înainte să începem acest episod, vreau să vă spun că am un grup de Facebook numit CSGO Hacking România și dacă vreți să intrați în el, aveți un link în descriere, dați acolo join și eu am să vă accept cererea, dar v-aș ruga să intrați doar dacă aveți sec pe CSGO sau de alea, nu intrați să înjurați aiure că o să vă luați bani permanent. Deci, aveți un link în descriere, cred că o să fie primul link din descriere, dați acolo join. Hai să trecem la episod. Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de CSGO Obvious Hacking. Jucăm pe același cont ca în episodul trecut, aparent nu am luat ban, am mai jucat încă două meciuri pe live. Pe live am 3 win-uri în total. Deci o să încerc să joc pe contul ăsta, să vedem în ce rank putem să-l ducem. Aparent cei de la ei au hack, adică mai înainte spama chestia asta. Adică, na, joacă cu EasyFlex oricum, n-am, nu știu ce, cred că și-a ban în timpul meciului. Ea are deja rank, are rank 3, păi înseamnă că am mai jucat un meci înainte de asta, deci și-a ban în timpul meciului, o să vede. Uite, frate, mă, bă, ce e asta, mă? Îi dau tap, fii atent. Și măcar au hack de la mine, bă. Deci plin CSU de hackeri, vorba aia de când, uite, nici unul n-are loyalty badge-ul ăla. Deci toți au bine, n-ai cum să ai loyalty badge-ul când e la non-prime meciul, dar uite, numai rank 2 și 3, man. Deci matchmaking-ul s-a transformat în HVH de când chestia asta cu CSU free și chiar îmi place chestia asta, sincer, eu sunt de acord. Adică, fiind codat, eu sunt de acord să mă joc cu alți codați, gen să joc contra ei. Mamă, mamă, l-am spart pe ăla, gata. L-am spart pe ăla, e mort, e mort ăla. Mamă, morți amândoi. Mai un hit de pistole, da. Mort ăsta. O să încerc să joc cât de legit posibil ca să nu iau bani, pentru că vreau să văd în ce rank pot să duc contul ăsta. Bine, în caz de se activează băieți, o să mă activez și eu, dar momentan vreau să mă joc cât de legit pot. L-am auzit pe ăsta aici. Mamă, stai că e în spate cu aia. Fii cu minte. Fii cu minte, boss, am dat, mamă, 4 fraguri, ești nebun. Și că la mine ai că joc mai legit așa meciul ăsta. Dar nu vreau să joc nici normal. Vreau să le dau cât de, mamă, ce bate Doc, frate, îi rupe Doc. Pe ăsta l-am auzit aici. Mort. Hai să facem 0 death challenge dacă putem. Nu facem niciun dead tot meciul, ar fi ceva. Chiar aș vrea să încerc. Stați, cât am FOV-ul? Mamă, 16 FOV-ul, cu aia. Am FOV-ul 16, mă, pe îi rupă ăștia, mă. O să încerc să fac 0 death challenge, să văd dacă chiar pot să câștig meciul fără să fac niciun de, dar nu cred că e posibil, o să se activeze ăștia. Și mamă, man, stai cu minte, boss. One tap. Fuck, am vrut să-i dau și la asta one tap. Am prostit un pic, ia să-mi, Doc ăsta are hack. Eu cred că și Doc ăsta are hack, uite, mamă, uite, frate, cum se, mamă. Docule, trăiți, iar familia, dacă ai hack, ești cel mai praf. Nu nici pentru astea. Și vreau să văd în ce rang pot să ajung dacă joc așa, uite-l pe ăla cu aia. Hai de pui, uite cum am jucat, man. Uite cum, mamă, cum am jucat, vai, bă, gata. Ce rost mai are să joc legit când i-am dat ăla în halul ăla? Hai. Uite-și pe ăsta să nu știe de unde trage săracul de el. Bă, să, bă, ăștia, uite-te, mă, bă. Bă, ăștia, îți dă-i-a noi, pui mie, nu scodați. Vai de capul meu, mamă, ce luptă strânsă a fost aici să-mi bat piciorul. Ăla m-a omorât ca prostul, mă. Deci a murit ca prostul acolo. Chiar să mă drop mie AK, please? Uite, bă, știau pe la spate, fie, uite-l pe Cara. Bă, Cara, fii cu minte, Cara, că nu-i așa. Fii, stai așa, că nu-i așa. Bă, Cara, uite-și pe ăștia, frate. Bă, stați cu minți, bă, stați cu minți, copii. Uite-l pe ăsta cu aia, bravo. Ăla ce face acolo? Bă, look at this dude, look at this dude. Hai că le-au, le-au și pe ăsta. Fii, mamă, cât de țigan. Da, să-i dă la nou, frate, să nu știe să roce. Dar nu vreau să le dau doar capete, mai dau și aim-ul la corp, că e Wagnetul și, dacă nu-mi dau ăștia report, că nu cred că dau ăștia, nici nu știu ce seamnă la report, frate. Nu cred că știu, ăștia-s noi toți, doar ăsta joacă cu egg, el alții-s noi, în pui mei. Nu cred că știu ăia ce înseamnă reportul și să nu mai ia Wagnetul, că ăștia nu cred că o să-mi dea report, nu cred că ajung eu la overwatch din reporturi. Dar dacă îmi dă, dacă mă prinde Wagnetul, mă bag automat la overwatch și am eu treabă cu ea, sper să, ia uite, vine la geam, man. Uai, ce țigan a fost aici, hai vii și tu, hai vii și tu, o dăm? O dăm, boss? Hai că nu mai dăm, lasă-l. Hai că o dăm dacă tu vrei. E că mă duc și eu dau, frate. Very nice wall hack, îmi place că ăștia sunt, mamă, uite-l și pe ăsta de la noi, coaie. Uite-l pe ăsta de la noi, bă, ce se așteaptă unii pe alții să mori. Bă. Uite-i, coaie, uite-i. Vai, bă, coaie, enjoy IP vac. Coaie, IP vac, ăștia sunt handicapați. Bă, nu există IP vag, băieți, bă, copii, chill. Chill, copii, chill, uitați aici, băieți. CSGO updates. Ia uite. Vag, nu, IP. Hardware ID. Unde vedeți voi aici?
Ziceți și voi, unde vedeți voi aici IPVAX sau Hardware ID-VAX? Ia ziceți, unde vedeți? Unde? Unde? Eu nu văd aici nimic, nu prea văd. Aici când s-a băgat Danger Zone-ul. Ia ziceți că nu văd. Deci nu vă stresați, e un fake news, nu știu de unde a pornit, probabil a pornit de la un dobitoc care joacă Fortnite și omul când a văzut că s-a băgat ăsta Battle Royale și pe CS, s-o fi gândit că s-a băgat și Hardware ID ca pe Fortnite. Deci nu există Hardware ID ban pe CS, bă, băi, stați liniștiți, jucați cu cheat-ul. Și voi așa care jucați Legend, v-am zis, nu mai suferiți pe chestia asta. Că vai, o să-și ia IPVAC, fraieruși de alea. Că nu există așa ceva. Băi, ești nebun ce le dau la ăștia. 12 cu 2 cu 3, în primul zi o să fie live în mare parte. Coaie, cum l-a bătut, doamne, Easy Frags, coaie. Băi, Easy Frags, stai cu minte, Easy Frags, bravo. Doamne, la joacă cu Echo și, doamne, și nu-i în stare să câștige un meci. Bă, așa ceva n-am mai văzut, mă. Bă. Stai cu minte, bă, Easy Frags. Fii cu minte, Easy Frags, că nu e așa. Te așa că nu e așa. Nu știu unde-s, mă. Ai, cu AVP în bază la frate. Se deja nici mai au tupeu să vin. Ia uite-l pe ăla, coaie. Mamă, cum se știu ăștia între ei. L-am luat prin ăsta meu, coaie. Deci, bă, cum se știu ăștia între ei, să-mi bat piciorul. Ăsta de la mine l-așteaptă pe ăla. Ăla l-așteaptă pe ăsta de la mine. Ce-au ajuns, bă, CS-ul, bă, băieți, mă. Mă simt vinovat acum. Că eu când aveam cheat-ul la Bestware, spamau ăștia în matchmaking Raul2k.tk, Bestware.tk și de alea, frate. Nu știu câți dintre voi care vă uitați la video ăsta mai știți cheat-ul meu, că am avut un cheat-a meu care era Bestware. Bine, probabil mulți îl știți, dar mulți nu-l știți și... Mamă, coaie, bă, Easy Frags, bă, unde, de unde, bă? S-a soco, că am văzut că îi bate pe ăștia și acum omul dă prefer, e și frică, coaie. E frică, la omul să cred că e frică. Coaie, ce frică e! Coaie! Cât de praf să fii, bă, cât de praf, bă, ăsta e frică, e căcat pe el omul, frate. Eu cresc cu canalul cel mai mult, acum când n-am mai început să postez, scădeau vizurile, scădeau și abonații, am văzut că mi-au scăzut și mulți abonați. Gen, mi-au scăzut, nu că n-am mai crescut, mi-au scăzut. Mă, ce am avut țintă pe el, coaie. Unul mort, hai vii și tu al doilea, hai și al doilea, hai și al doilea. Hâț! Mami, a tras printre cracilul ăsta, frate, de la mine, ești nebun. Asta ce faci aici? Ce așteaptă ăștia aici? A, pe ăla. Ia uite-l pe ăla coaie cu ne... Bă, Neghevul ăla. Ăla-i căcat pe el. Bă, băiatule. Bă, Derkido. Bă, kid. Uai, de pui mei, săracul de el, coaie. Bă, săracul de el. Săracul ăla cu Easy Frags. Bă. Fem ce-i fala ăla. L-a omorât. Ba, nu l-a omorât, bă. Fac. Easy, one tap, Ben. One tap. Au fost cel mai bestial one tap scrime invidios pe mine, ești nebun la cap. 22 cu 3 cu 4, băi, un scor destul de bun, eu zic că o să-mi dea dacă fac toate meciurile așa, îmi dă lem 100%. Deci îmi dă lem 100%, bă, mai 3 rancuri și gata. Ce mai 3 rancuri? Mai 2 rancuri. Mai lem ăsta, suprimul și globalul, bă, băieți. Mare rotul, bă, s-au schimbat hainele pe mapa asta, la City. S-au schimbat gen mâneca, ce aia, bă? Gen mânușii de asta fel, dar mâneca, uite cum e diferită. E diferită față de ultima dată când am jucat eu pe Office, adică acum vreo 4 luni, deci probabil s-a băgat update-ul de mult, dar na. Bă, Derkido, fii cu minte, ce? Mamă, uite cu cine joc, frate. Jocul ăsta de joacă săracul cu Easy Frags-ul, frate. Bă, mi-e milă de ăsta, că săracul nu poate. Mamă, știu și eu când aveam BeatSmart-ul ăla, pack-ul free, frate, al lui Radu. Îl chema Radu pe fondator, frate, și mă enervam că nu puteam să câștig, că mă băteau ăia, aveau hack-uri bune aia la... Mamă, frate, bă, știu cât de invidios era să mor eu. Uite, bate cu cusitul, mamă, mă. Bă, Derkid, stai cu minte. Mamă, și știu că aveam BeatSmart-ul ăla, mă, bă, și mă, se căcau ăia pe mine, frate. Și jucau cu aimuri, cu alea și jucam cu pe BeatSmart-ul, frate, mamă. Și mi-era așa ciudă, ziceam, bă, să mor eu când o să am într-o zi un hack bun. Să vezi ce bă, pă, și așa, uite, acum am Unity, frate. Care, cred că părerea mea, acum e strict părerea mea, nu mă jurați, e cel mai bun hack la legit. Deci nu cred că există un hack momentan mai bun decât Unity la legit. La Rage, și la HVH, nu prea ai, nu știu ce la HVH. Dar la, bă, la... Bă, fii cu minte, Derkid. La legit, bă, e cel mai bun hack, mă. La legit. Nu știu ce hack e mai bun decât Unity la legit, man. Deci nu știu ce hack e mai bun decât Unity la legit. Serios. Nu știu dacă există. Am jucat cu majoritatea, am jucat și cu aimware, și cu X22, și cu attack mode, și cu... Stai să mă mai... Ce-am mai jucat, mă?
Mai era ăla, Omnia e, m-am jucat. Am mai jucat cu... Trebuie să mă gândesc. Cu Interwebs, bine, Interwebs mai trăiește. Interwebs-ul, frate, nu știu dacă mai trăiește Interwebs-ul, sincer. A, cred că mai trăiește. Și cu Interwebs am jucat și cu... A, bine, acum vă zic citurile pe ăsta premium, că așa am jucat și cu de-alea free, moca, dar alea, ce... Aia nu se pun, că alea erau oricum slabe, uai, bă. S-au enervat ăștia. Să-mi bat piciorul ce s-au enervat. Bă, ăsta, avion mod. Fii cu minte, bă, mod avion. Stupid kids. Și se oftică aia să mor eu. Bă, băiatule, cum să ai hangman și se oftici în halul ăsta? Huț, huț. Easy match, boy. Mamă, ce easy a fost, mamă, ce easy a fost, mamă, ce easy a fost. Easy match, bă, băieți. Bă, fraților, i-am bătut pe așa, de-am rupt la 14 cu 17 și are easy frex-ul, mucoaie. Bă, are, are... Hack în primiști, dar am reușit să facă kill-uri de lobă. Mă rog, fraților, sper că v-a plăcut acest match. Nu ezitați, apăsați pe butonul de like și de subscribe dacă mai aveți episoade de genul în continuare. Și noi ne vedem data viitoare. Salut!